Despre. sună un pic cam dur, dar o să vedeți că se găsește în Biblie curva cea mare a fiarei sau mireasa lui Hristos. Este un întreg capitol din cartea Apocalipsa pe care o studiem. Este un întreg capitol dedicat acestei structuri spirituale în care un rol foarte important în structura spirituală demonică o deține curva cea mare sau prostituata, cum este în altă uh, traducere, însă în traducerile pe care noi le folosim, traducerea uh, Folosită cu precădere de ortodox și traducerea folosită cu precădere de neoprotestanți. Ambele sunt foarte bune, ambele sunt foarte bune, le-am citit și le citesc frecvent, în fiecare zi de altfel. Ambele traduceri vorbesc despre curva cea mare. Aș vrea să analizăm un capitol în care de multe ori m-am împotmolit. O femeie care. Uh, uh, Ioan o vede în pustie, care ședea pe o fiară, care avea 10 coarne, și care era îmbrăcată în stacojiu și cu pietre prețioase, și care stătea pe o mare de oameni, și care a făcut pac cu fiara și cu cele 10 coarne, care erau de fapt 10 guverne, și până la urmă guvernele astea s-au întors cumva împotrivă. Și ce-i cu asta? Prima oară când citești, ai impresia că uh, bazmele românești par o joacă de copil. da? Bazmele românești erau foarte simple, un balaur care urmărea o fată, fata care era salvată de prinț, uh, prințul uh, omora balaurul și se termina povestea. Însă aici este o simbolistică grozavă, o simbolistică extraordinară și am stat foarte mult și m-am gândit, oameni buni, numai Dumnezeu în înțelepciunea Lui extraordinară putea să uh, ne pună înaintea, înaintea noastră prin scripturi un text care să fie relevant și pentru secolul I, pentru că cartea Apocalipsa a fost scrisă în secolul I, este una dintre uh, cam ultimele cărți ale Bibliei, de altfel, este și ultima carte a Bibliei, chiar dacă, Biblie, chiar dacă nu e chiar ultima carte scrisă, însă este ultima carte a Bibliei și Ioan cel care a scris-o în exilul lui, în Patmos. Atenție! O trimite tuturor bisericilor și circulă în secolul I, deci are relevanță și în secolul I. Dar interesant este că are relevanță până în ziua de astăzi. Pentru că dacă unele lucruri au avut relevanță și s-au împlinit atunci, atenție, foarte multe lucruri nu s-au împlinit deja. Nu s-au împlinit. Este extraordinar și magnific. Oamenii care citeau cartea Apocalipsa nu spuneau: Nu-i despre noi, nu se referă la noi, lucrurile astea o să se întâmple cândva departe, la sfârșitul lumii. Nu. Ce, ce m-a fascinat și este incredibil de, 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 de minunat este că această carte Apocalipse începe cu șapte biserici. Știți, da? Cele șapte biserici da? din Apocalipsa. Le știți? Am făcut studiu. Pe fiecare în parte și apoi la comun pe toate șapte într-o singură predică. Și am subliniat faptul că fiecare biserică în parte se potrivește unei perioade a bisericii mondiale și fiecare se potrivește cu fiecare parte a zilelor bisericii, să spun așa. Adică zilele bisericii sunt împărțite în șapte etape. Cifra șapte este cifra ciclului perfect. Șapte este cifra perfecțiunii, dacă vreți așa. A timpului închis. Asta este conform Bibliei, da? În șapte zile Dumnezeu, știți, a creat și s-a odihnit. În șapte zile noi suntem chemați să creem și a șaptea zi să ne odihnim. Și șapte biserici ne sunt prezentate în Apocalipsa care coincid cu șapte perioade ale bisericii și nu mai intru în detalii. Dar haideți să vedem despre ce este vorba, oameni buni, și care-i treaba cu această curvă cea mare care își are locația în Babilonul lumii acestea și care va avea o soartă extraordinar de rea. Curva cea mare reprezintă, de fapt, căpetenia demonică a curviei. Cât de aici ați luptat în viața voastră cu curvia? Mâna sus. Eu ridic mâna, nu să vă încurajez. M-am luptat cu curvia. M-am luptat cu pornografia. Am învins pornografia. M-am luptat cu... Am concentrat pe o singură femeie. Să mă păstrez pentru o singură femeie și înainte de căsătorie și după căsătorie. M-am luptat. Și știți ce e interesant? Și ce e interesant. Încă mă lupt. Se mai luptă cineva? Încă mă lupt. Pavel știți când a zis: Am luptat lupta cea bună. Când a zis? Știți când a zis? Când urma să fie executat, mai avea câteva ore până la executare. El își aștepta sentința. Era condamnat la moarte pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru că lupta cu cu toate căpeteniile demonice de peste Roma antică, de peste Imperiul Roman. Și omul, odată ce și-a terminat lucrarea, ce Dumnezeu a zis, gata băiatul meu, te iau acasă că ai muncit mult pentru mine, și-a terminat alergarea, după ce în ultima lui perioadă, doi ani de zile, zice că a stat în arest la domiciliu, într-o temniță specială, în care cei care l-au arestat, anume Imperiul Roman, i-a dat libertatea să fie vizitat și în fiecare zi era vizitat de creștinii din Roma, și erau învățați cuvântul lui Dumnezeu. Și după 2 ani de zile în care a predicat și acolo, în temniță, Apostolul Pavel este în cele din urmă executat, decapitat. Și cu câteva ore înainte spune, mi-am sfârșit lupta, gata! Îmi zice un frate, frate Tonio, am avut o patimă sexuală grea în viață, foarte grea. O patimă de asta de e acum la modă. Și am intrat în biserică și mulți ani de zile uh, am crezut că sunt eliberat. Dar a venit un moment în care diavolul mi-a scos în cale o ispită și era să cad din nou. Și m-am speriat, am zis, hopa, înseamnă că n-am fost eliberat. Zice, frate Tony, așa e că n-am fost eliberat? I am zis, ba da, dar n-ai mai vegheat. Nu da vina pe Dumnezeu că nu te-ai eliberat. Că nu-i Dumnezeu de vină. Dumnezeu m-a eliberat de pornografie, dar dacă eu deschid și butonez ca, ca, ca uh, să nu spun un cuvânt cu D, ca dependent, dacă eu ca dependentul dau scroll pe TikTok într-una și mi-apar toate imaginele spurcate și stricate și un pic, un pic, un pic, un pic din veninul pornografiei intră în mine, un pic din pofta asta curvie intră în mine și tot mai mult și tot mai mult și ca din nou în pornografie. A, Dumnezeu nu mai liberat, eliberat, nu? E Dumnezeu de vină că nu m-ai eliberat. Nu, e vina mea că n-am vecheat. Nu e vina lui Dumnezeu că nu te-ai eliberat de curvie. Nu e vina lui Dumnezeu că nu te-ai eliberat de prea curvie. Nu e vina lui Dumnezeu că nu te-ai eliberat de patimă sexuală, ci până în veșnicii. Tu trebuie să fii vigilent și atent. Amen? Pentru că vreau să vă spun un lucru. Hai să intrăm în mesaj. Că Căpetenia demonică de curvie sau curva cea mare este controlată de fiară, adică de satan. Fiara cea din tâi. Da? Spune aici, Hai să vedem. Apocalipsa 17 cu 2. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei. Și m-am dus în Duhul într-o pusie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie plină cu nume de hulă și avea șapte capete și zece coarne. Ăsta este cel din tăi adevăr. Curvia îl are ca stăpân pe satan. Atât timp cât tu ești sub orice formă de curvie, că este curvia aceea, ți-ai făcut și tu o prietenă în biserică, ți-ai făcut și tu o prietenă în lume, în clasă, și te-ai spitit, te-a chemat acasă când era singură, te-a chemat acasă când era singur. Am chemat doi tineri în birou și le-am spus, măi, uite, uh, uh, voi tot vă giugiuliți într-una, în biserică, pe stradă, tot timpul, nu, bușon în bușon. Nu e ok. Zice, da, frate, Toni, știu că eu vin din curvie și veghez, dar eu zic, da, cum veghezi, întreabă cineva. Dar cum veghezi, mă, dacă în fiecare zi stai bușon în bușon, bujie în bujie, o să se aprindă. Bujia are lor rolul să se aprindă. Face scântei. Iar, oh <laughs> oh, avansul. Nu, noi nu luăm avans, noi suntem pe încredere. Noi mergem pe încredere, frate, da? Noi nu luăm avans. Unii iau uh, avans ca mare, să știi. Unii au avans de 100, la 100%. Ați înțeles? Avansul e ca mare la unii. Iau așa, Biblia îmi zice că împărăția cerurilor se ia cu năvală, Nu relația înainte de căsătorie. Aleluia, ăștia însurați au zis Amin. Voi ați scăpat. Nu știu dacă a zis cineva nensurat, amin. A zis cineva? Cătălin. Domnul este binecuvinteze cu o nevastă. Amin. Aleluia. Trebuie să vegem. Pentru că, repet, orice formă de curvie este sub egida diavolului, satanei. Nu ai cum să fi într-o formă a curviei, că e ia curvia înainte de căsătorie, că e prea curvia, adică că te-ai te -ai culcat cu cineva care nu ți este soție sau soț, că este vreo patimă sexuală scârboasă pe care le cunoaștem și nu le mai enumerăm că sunt multe și le promovează ăștia destul, am înțeles acum o promovează, patimile astea sexuale le promovează și pe în Timișoara, pe nu știu ce instituții publice. Orice, orice formă de curvie este sub egida satanei. Nu poți să fii sub Duhul Sfânt în același timp în care tu ești în curvie. Frate, am avut o vedenie. Păi e de la fiară. Am avut o prorocie. Tu încă ai prorocie, dar tu trăiești în curvie. Îți scapă ochii de curvie, te lupți cu pornografia, ești non-stop cu ochii în pornografie și după aia ai vedenii. Nu-ți vedenii de la Hristos, nu-ți vedenii de la Duhul lui Dumnezeu. Sunt vedenii de la oricine altcineva. Pentru că mie îmi spune aici cuvântul lui Dumnezeu că această căpetenie demonică numită curvie stă călare pe fiară. Adică fiara o duce, eu dacă stau călare pe un cal și mai ales gândiți-vă în felul următor, că fiara aceasta din Apocalipsa nu este ca un cal pe care îl strunesc și îl duc eu unde vreau, ci această fiară are, atenție, inițiativă proprie și duce curvia unde vrea. Îmi zice soția mea, Toni, te-am visat. Zic, cum ai visat, Gabrielo? Domnul te înștiințează să veghezi în ceea ce privește curvia. Pentru că diavolul vrea să te atace. Pentru că diavolul va trimite femei la tine. Ai grijă! Pentru că satana Fiara aceasta ah a, Tony are rot, a, Tony are uh, uh, succes spiritual, a, Tony a făcut marșul apărătorilor credinței, a, haide, hai, urcă de aici, curvie, urcă-te aici, în spatele meu, că te duc undeva! Noi trebuie să veghem, Amen, Fratele Tony trebuie să vegheze, trebuie să facă ochii cât cepele, pentru că e Duhul Sfânt în noi care ne înștiințează. Tony, uite cine îți stă în față, cine îmi stă, Doamne, în față? Îți stă căpetenia demonică de curvie care vrea să te ispitească. Cine îmi stă Doamne în față? Îți să dracul de lăcomie? Cine îmi stă Doamne în față? Îți stă dracul de mândrie? Cine îmi stă Doamne în față? Îmi să dracul de mânie? Cine mai îmi stă Doamne în față? Îmi stă dracul de, nu știu, bârfă, răutate, mânie, ură, neiertare. Trebuie să vegem, amin? Trebuie să fim vigilenți. Zice toate popoarele, versetul 2, cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului și s-au îmbătat, da? s-au îmbătat de vinul curviei ei. Că pedenia demonică de curvie controlează și atrage prin bani murdari nu știu dacă ați observat că Curvia are foarte mult de a face, de foarte multe ori cu partea financiară. Cine a observat lucrul acesta? Cum au ajuns peste 400 de de femei să lucreze în uh, uh, vânzarea trupului în mediul online? Cum au ajuns? Cum au ajuns uh, 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 aproape aproape 500.000 de femei din România să-și vândă trupurile nu doar pe internet? Cum a ajuns Uh, o, o afacere care uh, acum ceva vreme era atât de, 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 uh, nu știu, uh, ținut așa în umbră, băi, era o rușine, acum nu mai e o rușine. Acum există uh, modele care uh, se ocupă nu cu altceva decât cu PR-ul, promovarea acestui business. Mă uitam zilele trecute la uh, un, mi-a apărut o reclamă de podcast. În care un patron al unor studiouri, din acestea, în care femeile își vând trupurile pe internet, se lăuda cu sumele colosale pe care le câștigă modelele lui și spunea, oh, pe din prima lună la noi se câștigă 5.000 de euro. Vă dați seama, stau fetițele astea fără minte, ispitite de satana, care vor poșete de la lui Vuitton, care vor uh, repede să facă bani. Care repede vor să pună mâna pe lovele, care vor și ele un BMW, care vor și ele un Mercedes, fără muncă, repede. A, mi-a dat Dumnezeu. De ce m-a făcut Dumnezeu frumos? Să mă vând, să mă destrăbălez. De-aia de mi-a dat Dumnezeu trup. Și din păcate multe fete din biserică ajung să facă lucrul acesta. Spune aici, ia uitați, versetul 4. Femeia aceasta care este prefigurarea, Eric, tu ești? Liniște-te, rog frumos, da? Lasă-le pe domnișoare în pace. Mulțumesc foarte mult. Ok. Uh, nu că e nepotul meu și mă înțelege. Uh, ok. Și m-a dus în duhul, într-o pustie, și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare care? Stacogie. Da? Plină cu nume de hulă. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură în stacojie, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și mărgăritare. Curvia întotdeauna se, ve se va prezenta, vedeți, oh, uh, uh, poșete, bani, mașini. Uh, soția mea e acolo și mă urmărește și a mai spus asta de multe ori și o spun. Uh, când a văzut-o un polițist într-o mașină frumoasă și bună, a oprit-o și uh, a întrebat-o, nu vă supărați, doamnă, cu ce vă ocupați? Crezând că e o prostituată. Pentru că acum vezi o femeie și nu te aștept să fie deșteaptă. Nu te aștept să fie medic, somatolog, nu te aștept să fie, nu știu, un, un businesswoman. Nu te aștept să fie prostituată, care BMW și geantă. Asta este România, din păcate. Și trebuie să schimbăm în numele lui Iisus Hristos această percepție. amin? Vezi o domnișoară frumoasă că intră într-o mașină și iau, și uh, prostituată asta. Pentru că din păcate în direcția asta s-a îndreptat neamul românesc. Pentru că din păcate asta este direcția pe care nu puține femei, 40% între 18 și 34 de ani au ales direcția asta. Nu vine curva asta din Apocalipsa îmbrăcată în zdrențe. Vine îmbrăcată în podoabe scumpe, în aur, în, în tot felul de pietre scumpe și mărgăritare să-ți ia fața. Da, vedeți, și bărbații se lasă ispitiți. Ai acasă o gospodină, ai o femeie care îți crește cinci copii, ai acasă o femeie care nu mai apucă să-și să facă păr în coc sau în, 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 în codițe, nu mai apucă să-și lase unghiile și să-și le dea cu uh, glet de -ala. nu mai apucă să-și facă nu știu ce, nu mai apucă să meargă la sală. Îți crește cinci copii. Și, deodată, ne-a ochi o curvă de asta care nu are altceva de făcut decât să bă, investească în trupul ăsta ca să-l vândă mai apoi. Să ne ferească Dumnezeu. Amin? Să ne ferească Dumnezeu. Repet, curvia are de-a face cu controlul financiar. Se investesc foarte mulți bani. Mă uitam la uh, o campanie care se duce acum. A în România, de pervertire, pervertire sexuală a națiunii noastre, și mă uitam că țări din Europa investesc zeci de milioane de euro, zeci de milioane de euro, prin ONG-uri ca să facă campanii mizerabile în România. Că au drepturi, domnule. Au drepturi să ne spurce școlile. -au drepturi. Ei sunt discriminați. Ei sunt deodată, ei sunt discriminați. Oameni buni, nimeni în țara asta n-a intrat, băi, în casa ta, în apartamentul tău. Ai dreptul să faci ce, ce dorești, ce vrei, pe banii tăi și pe barba ta, în cluburi. Nu intră nimeni să vă verifice de nivelul de destrăbălare, dar rămâneți acolo. Rămâneți acolo. Nu intrați în școlile noastre, pentru că acolo e dreptul nostru să ne creștem copiii în puritate și curăție. Amin? Nu intrați în, pe străzile noastre. Era un scandal acum, l-au la, dat și la televizor și a fost foarte mediatizat când un, un tip îmbrăcat ca fiara asta din Apocalipsa, un bărbat îmbrăcat așa ca și curva cea mare, s-a dus într-un parc și a început să vorbească cu copiii. Într-un parc, în România, în Herăstrău. Am văzut filmare. Și a venit un tată supărat, un bărbat. Și l-a luat, ce faci, domnule? Ah, că nu, că ce, n-am voie să, eu țară liberă vorbesc. Te bă de aici, mă. Ție rușine, mă. A venit poliția, a ieșit tărăboi, au sărit părinții din Herăstrău. Bă, ne, ne, nu se poate așa. Păi aici am ajuns. Să o vedem pe fiara din Apocalipsa că vorbește cu copiii noștri. Ați auzit? Păi de ce mă? Că dormim în papuci? Că noi dormim în papuci, că noi nu avem inițiativă, că noi nu ieșim pe stradă, că a organizat Tony Marșul Apărătorilor Credinței. Mi-a spus un președinte de cult, nu ne aliniem noi în spatele tău. E, aliniați vă în spatele Dracului, că e liber. E liber. În spatele meu nu veniți că strig Biblia în școli, Biblia în școli. În spatele meu nu veniți că proclam puritate peste copiii noștri. În spatele meu nu veniți că mă sui în piața Victoriei pe platformă să strig în fața guvernului, lăsați-ne copiii în pace. Asta este, aia e situația. A mai venit unul, am văzut, m-au disperat unii cu un clip în care un bătrânel de prin Dâmbovița, de pe aici, Argeș, pe unde o fi, în vecinătatea noastră că a văzut el la marj nu știu pe cine în pantaloni scurți. Și că noi nu mergem cu destrăbălația în pantaloni scurți. Ai mergeți după fiară că e goală. Duceți-vă după fiara asta cojie că o vedeți și goală, stați liniștiți. Nu venim la marș că l-ați văzut pe unul în pantaloni scurți. E, uite, domnule, a dat în voi uh, puditatea și va ispiti părul de pe picioarele unuia. Dar fiara nu vă mai ispitește. Destrăbălarea care se găsește acum în lume nu vă mai deranjează. Au început, început să vă deranjeze marșurile creștine. Nu știu dacă predicatorul la bătrân de uh, uh, făcea pe acolo lobby anti-marșul apărătorilor credinței, a predicat acum când a fost marșul ăsta al, al lor. Și a zis ceva, Bă, am văzut unul care era ca fiara din Apocalipsa pe acolo. Oameni buni, ne furăm singuri căciula. Ne, furăm, ne craca de sub picioare și ne mirăm că suntem în picaj. Trec mai departe. Că petenia demonică de curvie sau curva cea mare degradează lucrurile până la destrăbălare totală. Ea nu se oprește aici. Și am mai spus-o de enori. Am ajuns să vorbim despre um, trans gen. Transilvania. Am ajuns să vorbim apoi despre trans rasial. Apoi am ajuns să vorbim despre trans vârstnici sau age. Da? După aia am ajuns să vorbim despre trans, uh, nu mai despre uh, uh, că sunt alb și mă simt negru sau sunt negru și mă simt de culoare albă, ci trans animal. Adică din om mă simt câine, din om mă simt pisică. Îmi trimite cumnată mea și am crezut că e pamflet, dar nu e, e realitate. O mamă tare indignată pe internet că al ei copil se crede pisică. Și s-a dus la școală copilul ăsta care se crede pisică, eu mă întreb dacă îi dă pedigri, îi dă, dă boabe la copil și plic, cum îi dau eu la motanul meu, m-a zăpăcit cu plicul. Uh, și era indignată femeia pe internet, a făcut, a făcut postare pe internet, că s-a dus copilul la școală și în ore făcea miau, miau. Și doamna i-a zis, măi copilule, potolește-te. Mă pot... caz real, am, mi-a trimis cu un... cine vrea, ai trimit. Eu am rămas așa vreo două, trei minute. Și doamna învățătoare a zis, măi, oprește-te! Copilul nu s-a oprit, s-a dus acasă și a început să-mi iau ne la maică sa. Miau au mi dar trebuia să zică și niște cuvinte. Miau au profa nu mi-a dat voie să-mi un în ore. Și femeia a zis că dă în judecată școala pentru că nu se adaptează la vremurile astea și la copiii din ziua de astăzi, care au libertate să facă ce vor. Și dă în judecată. Și întreba, întrebarea era, mai e cineva în situația mea să ne unim mai mulți? Oameni buni! Din păcate, pentru că ne-am ne ne îndepărtat de Dumnezeu, am intrat pe mâna acestei fiare obraznice. Versetul 5 spune, pe frunte purta scris un nume, o taină. Babilonul cel mare, mama curvelor și a, spuneți voi, spurcăciunilor pământului. Curva cea mare nu se oprește la curvia asta uh, premaritală. Nu se oprește nici la curvia asta postmaritală sau după ce te-ai căsătorit. Nu se oprește nici la uh, a încerca ce vrei cu cine vrei și indiferent de uh, uh, regn, da? mai să câine, pisică și ei mai vrea tu. Uh, nu se oprește aici, ci merge cât de departe, de fapt, mai departe decât putem noi să ne imaginăm. Am deschis o, o cutie Pandorei. Au ajuns oamenii și cei mai periculoși sunt ăștia cu uh, age da, cu vârsta. Nu, domnule, eu am 50 de ani, dar mă simt de 12. Păi da, e absurd ce se întâmplă, pentru că pe de o parte primim fonduri și băgăm fonduri ca să băgăm spurcăciunea pe ușă și pe de altă parte televiziunile spun dacă întreții relații sexuale cu un minor și diferența este mai mare de 5 ani, pușcărie direct. Asta aud la televizor, ați auzit și voi, nu? E bun, e foarte bun spotul publicitar, dar pe de altă parte introducem niște urăciuni și niște spurcăciuni care sunt foarte periculoase. Foarte periculoase. Foarte periculoase. Cu asta se ocupă această căpetenie demonică din Apocalipsa care acționează în cârca fiarei astăzi. Da? V-am citit. Zice, mama curvelor și a spurcăciunilor pământului. Mama spurcăciunilor pământului. Eu nu pot niciodată să înțeleg un creștin care se dă drept creștin și care susține spurcăciunile. Pentru mine aia este cea mai mare ero eroare, cea mai șocantă, nu știu, conexiune. Domnule, eu sunt creștin, dar susțin spurcăciunea. Păi cartea Apocalipsa, capitolul 17, un capitol întreg în Apocalipsa, în care ți se spune că că pedenia demonică a curviei e călare pe fiară, pe satana direct, controlează guvernele și este mama curvelor și a spurcăciunilor. Și tu îmi spui mie că nu curviei e altceva, că nu spurcăciunea e altceva. Nu e mama curvelor, nu e fiara și nu este satana însuși. Ba da, nu are ce căuta aici la Ambon, nicio formă de promovare a curviei. Amin. Nu are ce căuta aici la Ambon, nicio formă de promovare a spurcăciunilor. Amin. Și de asta trebuie să ne ținem. Asta e Biblia noastră. M-a pe mine o tipă astăzi pe internet, îmi spunea Tony Berbece, cel mai prost scenarist și regizor. Zice, mă băiatule, ce-s cu închipuirile astea? Și am rămas șocat, pentru că eu am crezut că vorbesc cu o atee. Eu, eu am crezut că vorbesc cu o femeie care habar n-are ce la creștinism. Și îmi spune, nu, eu sunt creștină, dar tu aberezi. Mă șochează faptul că sunt unii care se dau drept creștini, dar ei habar n-au cuvântul. Și Femeia asta se referea la afișul pentru predica de astăzi. La postarea despre predica de astăzi. Că lumea a început să se separe între curva anticristului și mireasa lui Hristos. Și îmi spune Aberez, ce deci că ai nevoie de psiholog. Mi-am zis, nu, nu, nu. Voi aveți nevoie de psiholog, pentru că majoritatea femeilor care își vând trupurile pe internet ajung în cele din urmă la psiholog, să-și cheltuie veniturile. Am avut în biserică o tânără, m-a sunat Aicăsul, care a dat-o afară din casă după ce a câștigat o avere prin videochat. A făcut o depresie tot mai acută pentru că um, Apostolul Petru ne spune că poftele se războiesc cu ce? Cu Sufletul. Adică în mine va fi un război pe care nu pot să-l duc mult timp. Că dai oamenii care se avântă în păcatele astea, pică în depresie. Pentru că lupți contra propriului tău sistem imunitar. De exemplu, hai, hai să vă zic un lucru. Eu pot să beau Red Bull, da? Sau Hell, sau... dar dacă beau două, trei pe zi, o să încep să simt efectele. Două-trei pe zi, două-trei pe zi, două-trei pe zi, e o formă de otrăvire. Lupt propriu, contra propriului sistem. O să simt că mi se slăbește inima, o să simt că mi se încleștează mâna dreaptă, o să simt niște efecte. Eu pot să fumez, eu pot să mă droghez, eu pot să beau alcool, dar o să simt în timp niște efecte ale otrăvirii. Așa este și cu curvia. Eu pot să-mi vând trupul pe internet, dar o să simt niște efecte ale otrăvirii spirituale. Sufletul va reacționa. Și la un moment dat te trezești într-o depresie cruntă, de ce? Pentru că mergi împotriva propriului cuget și împotriva propriului suflet. Și de aici conflictul acesta. Oameni care vin, n-au fost duși odată la biserică și care vin și spun ajutați-ne, că nu mai suportăm păcatul. Nu mai suportăm păcatul. Ajutați-ne. Și Fata asta a ajuns pe străzi și a cheltuit toți banii, și într-o zi am făcut rost de numărul lui Taicăsu și am vrut să știu de ce a dat-o afară. De ce a renegat-o. Și îmi spune, Tony, m-a nebunit fata asta. Ce v-a făcut domnul cu tare? Domnul Tony, i-am spus să fie cu minte i-am spus să nu Mi-a zis, nu tată că fac bani, nu tată că nu știi tu, tu ești învechit, tu ești un țăran de la țară. Tu nu știi. Acum lucrurile stau altfel, acum banii în societatea sa modernă se fac altfel. Tu nu știi. Și a ajuns și -a, deși cheltuit toți banii și eu, țăranul ăla, care îmi spune, domnul Toni, când m-a sunat acum, sunt la porci, domnul Toni. Fac curat la porci. Am ajuns să bag în fata asta ca să o recuperez 400 de lei ședința la psiholog. Luni de zile, 400 de lei câte două, trei ședințe pe săptămână. Tot nebună a rămas, îmi zice el, cuvintele lui. Tot nebună a rămas. Nu mai mă înțeleg cu ea. Aiurează, delirează, înnebunește, o internez, iară iese, iară bagă... De, îmi zice, domnul Toni, de unde 1200 de lei pe săptămână, domnul Toni? Am vândut vaci, am vândut porci, am vândut găini, am vândut ouă, am vândut de prin casă. N-am mai suportat și n-am mai vrut să aud de ea. Ajutați-o dacă puteți. Fată care a crezut că videocatul o să-i ofere o viață extraordinară. Caz real, vă experimenta, frații din biserică știu, între timp, tânăra a rămas însărcinată cu unul care a prostit-o și a intrat în, a fost uh, uh, luată într-un centru de o asociație care uh, oferă mamelor cu copii care n-au niciun venit, oferă adăpost și a ajuns acolo, în cele din urmă, singură, cu un copil în depresie și nu știm ce s-a întâmplat cu ea. Pentru că într-un final a rupt legătura cu noi. Nu știm ce s-a întâmplat cu ea. Vrea cineva soarta asta? Asta e soarta curviei. Are un preț, are un cost. Trec mai departe. Căpetenia demonică de curvie sau curva cea mare își stabilește centrul omenesc de comandă, un teritoriu de pe care sau din care influențează lumea. Și dăm la 17 cu 5, te rog frumos, Andrei, pe frunte, asta am mai, am mai citit versetul ăsta, dar vreau să-l vedeți din nou, pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare. Babilonul cel mare este centrul de comandă pe care fiara îl stabilește. De exemplu, în momentul de față, un rol extraordinar și cred că Babilonul cel mare este Hollywoodul. Bineînțeles, acest Babilon se poate muta, se poate schimba. Hai să vă zic un lucru. În Apocalipsa, Babilonul cel mare, interesant, local atunci, în momentul respectiv. Locul pângărit, spurcat de Satana cu păcate abominabile și cu patim sexuale inimaginabile, știți care era? Ierusalim. Ierusalim. Poate nu vă vine să credeți. Hai, mă, Tonii, cetatea sfântă, da. Cetatea sfântă. Diavolul urmărește să aibă control. De fapt, controlul lui se manifestă în felul următor. În fiecare țară își alege un centru de comandă. Un oraș și de obicei este capitala, guvernul, parlamentul, prin care să pângărească, prin care să împrăștie. La nivel mondial, nu uitați că rolul domnului Obama mulți ani de zile a fost să meargă în lumea întreagă și să proclame libertatea patimilor și a destrăbălării. Știți că a nimerit în niște state africane și l-au luat. Hă, la noi aici nu comandă America. Noi suntem țări creștine, domnule. Nu au avut nevoie și s-au dezis de orice ajutor al Americii și al ambasadei americane din statul lor. Mă uit acum la Hollywood și la ce produce mass media de astăzi. Îmi spune cineva, frate Tony, dar de ce nimeni din mass media sau nimeni, o singură televiziune din mass media românească a dat marșul apărătorilor credinței. Pentru că ei au alt stăpân. Adică nu poate să vină uh, fiara, călare, nu, curva cea mare, călare pe fiară, care conduce mare parte din mass media din România și să dea live marșul apărătorilor credinței unde strigam. Nu vrem curvie, nu vrem patim sexuale, România nu-i Sodoma. Vă imaginați fiara stând cu camera pe umăr așa, filmând marșul nostru? Oameni buni, oamenii cu toții au un stăpân. Tu ai un stăpân. E adevărat da, sau nu? Tu ai un stăpân. Nu știu cine e stăpânul tău. S-ar putea să fie în biserică și să nu fie Dumnezeu. E adevărat da, sau nu? s-ar putea să fie ei să mă ascult și stăpânul tău să fie fiara asta cojie pe care este călare curva cea mare. Pentru că tu ești încă sub impedimentul curviei. Chiar de curând îmi spune, o tânără era îndrăgostită de un băiat din biserică și o rudă îi spune tinerei respective, fă ceva și o să vină la tine singur. Din biserică. fă ceva, luă ăsta și o să vină singur la tine. Ana m șocat. Adică tu ești în biserică și îi dai sfatul ăsta. Despre ce vorbim? Un, 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 a venit un bărbat la a Profides și i-a plăcut. Și unii se atașează așa de biserică ca de ceva, ca de a, a, spălătorie. Știi? Adică, mai vii, mai speli o bluză, dar n-ai dormi în spălătorie, mă auziți? N-ai locuit în spălătorie. Și unii au impresia că biserica e așa o spălătorie. Te simți un pic jegos când ai adunat prea mult jeg pe tine, vii, mai speli o bluză, mai sperci o lacrimă. Ce păcătos sunt, ești, te simți, iar bine, iar te încarci de păduchii lumii, iar vii să te cureți, să te, te, te deratizezi. Și uh, a rămas o vreme în biserică, dar n-a prea suportat. Că nu suntem în viziune, domnule. Noi nu suntem în viziune cu el. Și a plecat. Și la un moment dat s-a îndrăgostit de o soră de la noi din biserică. Bărbatul ăsta e de vârsta a doua, așa. S-a îndrăgostit de o soră din biserică. Și, bineînțeles, cum eu știu ce fac oile pe care Dumnezeu mi le-a dat în grijă, și cum am o relație bună cu ele, sora am scris și îmi zice, măi, tu -l știi pe fratele ăla de a fost la noi în biserică? Zic, da, îl știu. Știi că e văd? Zic, da, știu că e văd. Tu știi că mi-a zis să ducem o, 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 relație de probă. Zic că, păi da, ieși cu el în oraș, mâncați să vedeți dacă vă place aceeași amandină, ora 12, ce o mai fi, tiramisu, să vezi. Na. nu frate Tony, eu știi, cum eram pe vremuri cu neva mi dar am luat-o de mână după șase luni. Zic, nu frate Tony, relație de probă în sensul ăla. Era rușine surorii să-mi spună ce relație de probă, știi? Zic, hai mă soră, nu se poate. Ba da, frate, vrei să-ți dau redirecționare la mesaj? Zic, ia dă-mi. Pe bune? Deci îi zic, dar eu îl știu pe omul ăla, de o viață în biserică. Eu îl știu de o viață cât a fost aici, a ajutat lucrarea asta, a sponsorizat lucrarea asta. A fost lângă mine, Tony, cu ce să te mai ajut? Am zis, Dă -te mai încolo, parcă l-am simțit. Băi, cum? Cum? O viață în biserică și îți moare nevasta și tu vrei să vezi dacă te potrivești cu sora? Dar nu în sensul ăla să vezi dacă îi place aceeași prăjitură. Oameni buni, unii trăiți în biserică, dar sunteți sub fiara asta cojie, sunteți sub curva cea mare. Unii sunteți prostituata antigristului și nu mireasa lui Hristos. Pentru că trebuie să înțelegeți și să fiți ferm cu voi. N-am voie să privesc la nicio femeie care nu este a mea. N-am voie să poftesc nicio femeie care nu e a mea. N-am voie să poftesc niciun bărbat care nu e al meu. N-am voie să poftesc să mă uit la trupuri dezbrăcate. N-am voie să permit minții mele gânduri erotice. N-am voie. Iisus a mers atât de departe în te chinuie mâna asta, pune pe butul rugă și tai-o. Ai, Doamne, dar chiar așa departe. Augustin s-a castrat. Augustin s-a castrat. Și nu că a, a, confundat castrarea cu circumciderea, cum a făcut unul. Nu, S-a castrat, a zis, eu de acum încolo am fost un nenorocit, un curvar, am avut o mie de femei în lume, eu de acum încolo m-am întors la Hristos și restul vieții îl dedic lui Hristos. Și s-a dus la medic și s-a castrat. Și până la sfârșit, da, s-a dedicat lui Hristos. El chiar și-a pus niște organe pe buturugă. Ați înțeles? Voi n-ați luptat până la sânge! Cu păcatul din voi. ah frate, Tony, nu, po, eu am încercat și nu, Eu v-am spus, când am luptat cu pornografia, mi-a mușcat limba. Nu vă recomand. Dar mi-a mușcat limba până la sânge. Trei zile m-am zvârcolit, că era un drac în mine, îl simțeam, era în pieptul meu. Și Biblia ne spune că în spatele curviei stă dracul. În spatele curviei simți foc și nu e focul Duhului Sfânt. Ai nevoie de eliberare, amin? ai nevoie de liberare și stai în Duhul până primești liberarea. Stai în rugăciune, stai în post, se zvârcolește în tine, nu stă în biserică, n-ai chef în biserică, nu-ți place în biserică. Stai și chinuie dracul din tine până iese numele Lui Isus Hristos. Amin? Glorie Lui Isus. Zice aici, fiți atenți un pic, Ezechiel 16 pe 2, Andrei, te rog frumos. Să vedeți ce face curvia. Domnul Iisus să lase eliberare. Amen. Ezechiel 16 cu Fiul omului. Uitați de ce e supărat Dumnezeu. Fiți foarte atenți la pasajele acestea. Pentru că este esența diferenței dintre modul în care ne-a creat Dumnezeu și unde vrea să ne aducă satana diferența dintre mireasă și prostituată. Dintre mireasă și prostituată. Și care este problema? Că multe mirese astăzi, chiar și în biserică, ajung la altar prostituate. Până să ajungă la altar, ele sunt prostituate. Una dintre cele mai frecvente întrebări care mi se pune în biserică este, frate Tony, dacă mi-am pierdut virginitatea, mai am voie să mă îmbrac în rochie de mireasă? Este una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primesc pe internet. Sub anonimat de cele mai multe ori. User 54327. Și câți de ăștia scriu? User 52437. User 52574. Trebuie să-i întreb, dar ce ești? Femeie sau bărbat? A, nu trebuie să știi, frate, Tom. Deodată, Spudici. Nu-și zic nici numele. Am voie să îmbrac rău, Am voie să mă duc la altar să nu mărturisesc păcatul pastorului? Încă o modă care se, se merge acum, eu îi și șterg pe ăștia. Nici nu le citesc, adică când văd mesajele, le șterg. Frate Toni, pot să mă mărturisesc la tine că la pastorul meu n-am încredere. Moda asta, știi? Ești într-o biserică, păcătuiești cum vrei, dar te mărturisești la fratele Toni de la București că dacă îi spui păstorului tău, îți e frică. Îți e frică că nu te mai duce la altar, îți e frică că se uită la tine, îți e frică că te controlează din săptămână în săptămână, ea ce ai făcut cu ea, ai mai căzut în păcat, îți e frică. Noi ne alegem bisericile în care să fim și ne mărturisim păcatele la alții, că nu avem încredere în pă Nu, nu, de fapt, în inima ta nu este doar curvie fizică, e și curvie spirituală. E adevărat, da sau nu? Pentru că ești un curvar și o curvă spirituală. Și spiritual. Pentru că stai în biserică pozând în Sfântă și în Virgină și în biserica Profides, dar te mărturisești la fratele Pustan sau la fratele Zăgrean sau la fratele Barbosu sau la și Peri. Frate Pustan sunt de la Toni, pot să mă mărturisez, frate Zăgrean, frate Boariu, frate Barbosu, pot să mă mărturisez, dar de unde ești? De la profide, dar n-am încredere. Nu! E curvie spirituală. Păstorul care e în fața ta, ăla trebuie să fie păstorul tău până mori. Amin? Nu veniți aici să pozați în sfinși, după aia vă să vă mărturisiți păcatele la alții. Că ne zice fratele Toni în predică. Lasă că Biblia ce despre David tot. Nu să zic despre voi în predică, că ați văzut că nu dau nume. Deși unii tremurați. <laughs> se scapă, Doamne, vă să nu se scape. Unii oră vă rugați fal să nu se scape, Doamne. <laughs> Dar despre asta este vorba. Despre asta este vorba. Hai să vedem, fiul omului arată Ierusalimului. O, oh, o, oh, oh. Ia uitați aici. Fiul omului arată ce? Ce Ierusalimul? Ce se arăți? Urăciunile lui. Uitați. Urăciunile lui, arată-i urăciunile. Vorbește despre urăciunile lui. Cetatea Sfântă, Ierusalimul Etern, Ierusalimul Glorios în care slava lui Dumnezeu s-a așezat, Ierusalimul oh, cu ziduri de aur, cu palate binecuvântate de Dumnezeu, o oh, Ierusalime, locul din care se ridică mirosul de jerfă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Chiar așa era? Zice profetul lui Ezechiel, îi zice Dumnezeu, arată-i de fapt oriciunile. Se pozează în oraș sfânt, în oraș din care se ridică fumul gerfelor. Dar uite ce urăciune are. Și spune așa: vorbește Domnul Dumnezeu către Cetatea Ierusalimului: Prin obârșia și nașterea ta, ești din țara cananiților, Tatăl tău era amonit, a murit și mama ta hetită, la naștere în ziua care te-ai născut buricul nu ți s-a tăiat, n-a fost căldată în apă ca să fii curățită, nici n-ai fost frecată cu sare și nici n-ai fost înfășată în scutece. Adică ai fost născut ca un plod, ca un bastard, ca un plod din curvie. Și zice, ochiul numă, nimănui nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri din milă pentru tine, ce ai fost aruncată pe câmp, așa de scârbăle era de tine în ziua nașterii tale. Atunci eu... Eu Dumnezeu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălit în sângele tău, copil bastard făcut din curvie și am zis străiește chiar și în sângele tău. Da, ți-am zis străiește chiar și în sângele tău. Dumnezeu te-a luat din curvie, Dumnezeu te-a luat din patim, Dumnezeu te-a luat din pornografie, Dumnezeu te-a luat din dependența de masturbare, Dumnezeu te-a luat de acolo, de unde diavolul te-a pângărit. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea, vremea dragostei. Atunci am întins peste tine poala haine mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credința, am făcut legământ cu tine, zice Domnul. Și ai fost a cui? A mea. Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine și te-am uns cu un de lemn. Ți-am dat haine cu sute, atenție, cu fir și o încălțăminte de piele de vițel de mare. Te-am încins cu insubțire și te-am îmbrăcat în mătase. Te-am împodobit cu scule scumpe și ți-am pus brățări la mână și o salbă la gât. Știi, ce se fă? Știi cine primea aceste podoabe? Mireasa. Mireasa curată. Mireasa neîntineată. Dă mai departe. Ți-am pus o verigă în nas. Veriga din nas este echivalentul verighetei din deget în țările mesopotamiene. Că dacă vă aduceți aminte, Isaac i-a pus Rebecăi. Vă aduceți aminte, da? Robul lui Avram i-a pus Rebecăi în nas verigi. Așa se puneau. era o verigă care se prindea efectiv ca semn vizibil că femeia aia este măritată. Ți-am pus o verigă în nas, cercei în urechi și o cunună minunată pe cap. E din Biblie, da? Astăzi ai fost astfel, ai fost împodobită cu aur și cu argint. Vedeți, Dumnezeu vorbește conform, conform cui? Contextului, ați înțeles? Astăzi dacă vezi o femeie pe stradă cu belciug în as, bă, ce cu asta? În Mesopotamia Dumnezeu nu are nimic împotriva acestui lucru. Că a era verigheta. Aici dacă vezi, astăzi soția mea eram la volan, nimeni nimic, mă întreabă, dar răsit așa, se întoarce la mine, unde ți-e verigheta? M-am speriat. M-am panicat odată. Zic, au, cum mă scot? <laughs> da, zic, da, pe unde o fi, mă, Gabriela? Zic, nu știu, nu mă interesează, o caut și te voi... Zic bine să trăiești, să rămână. Da? Verighetă e un semn că ești luat, că ești căsătorit. Da? Zice, cu mătase și cu sături cu fir. Ai mâncat floarea făinii și miere și un de lemn. Erai de o frumusețe de săvârșită ba ajunsese chiar împărăteasă, ți s-a dus vestea printre neamuri pentru frumusețea ta, că era desăvârșită de tot, datorită strălucirii care te se zice Domnul, dar te-ai încrezut în frumusețea ta și ai curvit la, la adăpostul numelui tău, celui mare. Cine-i dădus un nume mare, oameni buni? Dumnezeu. Te-ai văzut frumoasă, te-ai văzut împodobită, te-ai văzut cu bani, te-ai văzut binecuvântată de Dumnezeu, ai văzut că ți-a mers, te-a ridicat Dumnezeu, îmi povestea o femeie că soțul ei, și nu înțeleg de ce chestia asta, odată mergi, știi, construiești cu soția ta, construiești cu soțul tău un business, o clinică medicală, o, o ceva, construiești, ajungi ceva, Dumnezeu te înalță, te ridică și deodată, deodată, devii în inima ta un om curvar sau o femeie prea curvă, Ți-ai revărsat curviile înaintea tuturor trecătorilor și te-ai dat lor. Ai luat și din hainele tale. Ți-ai făcut înălțim pe care le-ai împodobit cu toate culorile. Vedeți? Opa, 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 2023. Ți-ai făcut înălțim pe care, zi, ți le-ai împodobit cu ce? Cu toate culorile. Nu-i de azi, nu-i de azi, e de atunci. Vedeți? Să atragă. Curvie, curvie, Ți le împodobi cu toate culorile și ai curvi pe ele, așa cum nu s-a întâmplat. Vedeți, același drac e și astăzi, oameni buni. E vechi dracul ăsta. Nu-i de el. Oh, de când au ei toate culorile? De atunci, Ezechiel 16. Căutați să vedeți când a profețit Ezechiel. Că a profețit cel puțin acum 2000 și 500 de ani. Căutați să vedeți. Că e de pe, vremea împăraților. 2600 chiar 600 de ani. Acum aproape 3 milenii în urmă. Zice, curveai pe toate culorile. Păi azi nu la fel. Și ai curvi pe ele așa cum nu s-a întâmplat și nici nu se va mai întâmpla vreodată. Ți-ai luat până și nume... Ia uite, ți-ai luat până și minunatele tale podoabe de aur și de argint pe care ți le dădusem și ți-ai făcut niște chipuri de bărbați cu care ai curvit. Oh, vedeți? Exact ce se întâmplă azi. Exact ce se întâmplă astăzi. Pornografia. Zice, ți-ai făcut chipuri de bărbați? Aștia nu erau în costum, vă imaginați? În ie românească și cu joben sau ce-o fi avut pe cap. Clop. Nu, zice, din aur ți-ai făcut imagini de bărbați care să te excite și cu care să curvești. Pornografia. Știi ce înseamnă pornografie? Înseamnă porneo, curvie, grafie, imagine, curvie prin imagine. Să ne ferească Dumnezeu. Amin? Nu e veche tendința, adică, nu e, pardon, nu e nouă tendința asta pornografiei. Acum, da, imaginea, toată tehnologia asta, din păcate, a dus la extrem. Mă gândeam, știți de ce a toată această debandadă și toată această destrăbălare dusă la extrem? Știți de ce atât de mult de reglaj hormonal și sexual peste generația aceasta? Știți de ce? Pentru că vreau să vă spun un lucru. Pornografia, așa cum este astăzi, nu-i de mult. Nu-i de mult. Știți că noi am prins, eu, cine a mai prins împreună cu mine televizorul alb-negru? Suntem generația care abia adică generația părinților noștri, abia au inventat TV-ul. Prima oară nici nu era sunet pe imagine. S-au prins cum să pună sunet pe imagine. După care au învățat să transmită colorizat. Atenție, pornografia nu are mai mult de 100 de ani. De 100 de ani. Așa cum o știm astăzi. Știți ce a adus pornografia? Un dereglaj și o creștere a abundenței, depravării și patimilor sexuale. Feriți-vă de pornografie. Amin? Dacă ești biserică, n-ai ce căuta la pornografie. N-ai ce căuta. Dumnezeu să te ajute. Asta este. Uite, care-i versetul? Mai departe, ți-ai luat și hainele cu sute la gherghef, le-ai îmbrăcat, cu, te îmbrăc, le îmbrăcat cu ele și ai adus acestor chipuri unde lemnul meu... O, oh, o, oh, o, oh, 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 versetul 18 este extraordinar de relevant. Este... Tot capitolul acesta din Ezechiel 16 este un drum de la o curvie accidentală, la transformarea curviei în religie. Este adevărat da, sau nu? Deci este traseul de la curvie la religia curviei. Pentru că religia în viața ta va deveni o formă de închinare pentru care vei sacrifica și la care te vei închina. Ceea ce fac ei astăzi. E, încă o dată o spun, destrăbălarea sexuală de astăzi este o religie. Pentru că noi suntem ființe spirituale care avem nevoie, încă o dată o spun, cum avem nevoie să mâncăm, avem nevoie să ne închinăm. Mă auziți? Avem nevoie să ne închinăm. Și zice, ți-ai făcut din chipurile acestea, din aur, ți-ai făcut chipuri sexuale, zice, le-ai îmbrăcat apoi cu haine, cu sute la gherghef și le-ai adus unde lemnul meu și dămâia mea. Știți, știți în ce se transformă azi destrăbălarea sexuală? Știți în ce? Spuneți voi, vă rog, frumos. Zice stare? în idolatrie, mai exact, pe înțelesul tuturor în religie. Au scos religia din școli. Știți ce introduc? Religie. Dar știți care e religie? Religia de străbălării sexuale la copiii noștri o introduc. Am fost cu un, un psiholog care apare și la uh, antene, la antena 1 2 3, uh, un psiholog foarte bun, un psiholog creștin. Domnul Duță, am fost într-o emisiune la 7TV chiar luni, și spunea omul acesta că de la 0 la 4 ani este vârsta în care poți deregla pentru totdeauna mintea unui copilaș din punct de vedere al identității lui de băiat sau fetiță. Între 0 și 4 ani. În educația sexuală care se dorește introdusă, o formă foarte agresivă se introduce de la 0 la 4 ani. Și asta a spus domnul Titus Corlățean. Au încercat să o introducă în România. Se întâmplă, între 0 și 4 ani, o, o perversiune agresivă. Mi-a arătat soția mea niște filmări pe care le-a primit de la Anca. Niște filmări pe care m-am gândit foarte serios dacă să le postez sau nu. Și nu le-am postat, pentru că sunt mult prea agresive pentru ochii voștri. Dar atenție, imaginile astea sunt pregătite pentru copiii noștri, ele deja se predau în școli în care să fii femeie și să fii pe ciclu este o tragedie, este o, o, o grozăvie, o nenorocire, o, o scârboșenie și mai degrabă ar trebui și poți să te îndrepți într-o altă direcție. Manuale. Manuale în care băieții sunt îndemnați să o ia într-o altă direcție pentru că femeia este cea scârbos. Am văzut cu ochii mei imaginile astea, am văzut cu ochii mei manualele astea. Și atenție, au vrut să le introducă deja în România, 0-4 ani. Au vrut să le introducă în România. Nici nu știi, că noi nu știm. Noi avem joburi. Noi nici nu ne uităm pe manualele copilor noștri. Aș pune o întrebare. Câți copii de aici sunt verificați de părinții lor? Și câți dintre copii, câți dintre părinți, de fapt, luați pagină cu pagină din manualele copiilor voștri să vedeți ce se întâmplă acolo? Sau știți voi ce manuale adiacente pot avea profesorii? de trebuie să ne rugăm, pentru că vreau să vă spun un lucru. Curva aceasta cea mare, care șade pe o fiară stacojie, vrea să intre și în România. Și mai mult de atât, vrea să pervertească o generație care, atenție, să o facă sclava ei. Eu nu vreau asta în România, amin? Și voi lupta cât Dumnezeu mă va ține în viață, cât Dumnezeu mă va ține la învonul ăsta și cât Dumnezeu îmi va lăsa gurița asta să vorbească. Eu nu voi tăcea în numele Lui Iisus Hristos. Haleluia! Mă rog adesea, dăm Doamne, făm gura un bici pe care să nu-l poată opri nimeni. Făm Doamne, gura un bici. făm gura un bici. Și mă rugam ieri, zilele acestea mă rugam și mi-a spus, Domnul, ți-am auzit rugăciunea, dar de fapt eu ți-am pus rugăciunea prin Duhul Sfânt în gura ta. Bărbatule, să nu taci, că și ți-am făcut gura un bici și nimeni nu te va putea opri. Tu vorbește fără frică, pentru că voi băga groaza în oricine se va apropia de tine să te oprească. Și mă voi judeca cu cel ce se ridică împotriva ta, pentru că te-am ridicat să vorbești și să nu taci. Știți că i-a zis lui Ieremia, dacă vei tăcea, eu voi băga groaza în tine. Nu omul. Eu, Dumnezeu, voi băga groaza în tine. Dumnezeu ne-a chemat să nu tăcem. Mai avem libertate să vorbim și trebuie să o facem. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Mă apropii de încheiere. Închei și spun Căpetenia demonică de curvie, sau curva cea mare, va fi în cele din urmă nimicită de fiară și de cele 10 guverne care au susținut-o. Interesant este un lucru care se întâmplă la, la sfârșitul Apocalipsei, capitolul 17, versetele 15 și 18, și este foarte șocant ceea ce se întâmplă, un lucru pe care l-am sărit cu vederea până acum, când Duhul Sfânt mi-a deschis ochii. Dumnezeu va băga o învălmășală între căpeteniile demonice care vor începe să se nimicească între ele. Știați asta? Hai să vă citesc. Versetul 14. Domnul domnilor și împăratul împăraților și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el de asemenea, îi vor birui. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe cine? Spuneți voi! Pe curvă! O vor pusti și o vor lăsa goală. Carnea o vor mânca și o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i ducă la îndeplinire planul lui. Să se învoiască pe deplin și să dea fiarei stăpânirea lor împărătească până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Oameni buni, fiara aceasta, împreună cu guvernele acestea, va nimici Babilonul, cetatea, atenție, care a promovat, împreună cu curva cea mare, toate destrăbălările de pe Pământ. Dumnezeu va judeca pe pământul acesta curva cea mare și pe toți care au curvit împreună cu ea. Toți locuitorii pământului care au curvit împreună cu ea. Eu vreau să spun întrebarea acum pe final. Ce ești? Mireasă sau prostituată? Mireasa lui Hristos sau curva anticristului? Și să știi că locul pe care stai nu-ți garantează că ești mireasă, ci inul curat care te îmbraci și pe care îl obții doar din partea lui Hristos. Nu te poți ascunde pentru că Hristos știe. Știe pe cine ea. Au fost atâtea cazuri în care tineri au venit la mine plângând băieți sau fete și mi-au spus, frate Toni, până în prag de căsătorie am crezut că ea o virgină. Până în prag de căsătorie am crezut că ea un virgin. Ce mă fac, frate Toni? Noi putem să fim înșelați Dar Hristos nu are cum să fie înșelat. El știe virginitatea ta. El știe dacă tu curvești cu lumea asta. El știe dacă vii la biserică ca la o spălătorie sau ca la casa mirelui. Ce pentru tine biserică? O spălătorie în care vii din când în când să speli hainele alea. A, m-am uitat și eu la pornografie. Ah, am cocheta și eu cu colega. I-am cerut numărul. Poate, poate. O, frate, ton, trebuie să încercăm, să vedem. Fiți foarte atenți, pentru că curvia nu e doar o poftă carnală. Curvia este o căpetenie demonică, care are în slujirea ei acestei căpetenii. Și dacă te-a prins pe teritoriul ei, păcatul ăsta va intra în tine, te va controla și te va duce departe de Mirele Hristos. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să alegem ce suntem și ce vrem să fim. Mireasa lui Hristos sau prostituată anticristului. Eu am ales să fiu mireasa lui Hristos. Mai alege cineva lucrul acesta? Dar vreau să vă spun un lucru. Virginitatea se păstrează greu. Trebuie să iubești persoana cu care dorești să te căsătorești. Trebuie să o iubești cu adevărat. Să dai la o parte orice tentație de pe drum, în drumul tău spre Mirele Isus Hristos. Tentația banilor. De ce nu mai vii la biserică? Mi-am luat al doilea job mi-am luat al treilea job. Dacă curva cea mare reușește să te cumpere cu două joburi, cu trei joburi, spune-i înapoi a mea, satano, pentru că eu trebuie să-mi fac timp pentru mirele meu iubit Iisus Hristos. Și vreau să-ți mai spun ceva. Un semn că ești prostituată antigristului este că nu suport să fii acolo unde se adună mireasa lui Hristos. Și notează bine pe asta. Un semn că ești prostituată anticristului este că nu suporți locul unde se adună mireasa lui Hristos. Eviți! Eu nu mă duc la biserică, eu nu mă duc marți, eu nu mă duc duminică. Îmi place să stau cu curvarii, cu ăștia de amante, cu ăștia de beau șprițuri, de curvesc în fel și chip. mi îmi place cu colorații, care ca omizile alea colorate de pe pomii și atrag cu feromoni partenerii. Eu vreau să miros a Hristos, nu a curvie. Eu vreau să miros a puritate, a virginitate față de Hristos. Dacă ai ceva care te apasă, în numele lui Isus Hristos scoate afară, fă legământ cu ochii tăi, fă legământ cu trupul tău, fă legământ cu toate simțămintele tale. Dedică-i ochii lui Hristos că pe aici intră prostituata cea mare. Dedică-i inima lui Hristos, căci aici de multe ori pune stăpânire prostituată. Doamne, îți dau ochii, fac legământ cu ochii mei, că nu-i voi opri, zice Iov, asupra unei femei care nu mi este femeie. Nu-i voi opri, poate că mă voi întâlni, dar nu-mi voi opri ochii în numele lui Iisus Hristos. Dacă nu deți controlul ochilor tăi, în, în seara aceasta. În numele lui Isus Hristos vreau să recapeți controlul ochilor tăi prin Duhul Sfânt. Era rabra, rodiar to fera. O, rehanat alarabare la to gera. Văd, bărbați și femei care au în spatele ochilor draci cu funii, care controlează ochii lor. Ore, reharata la ravrodii artufera, focul Duhului Sfânt arde orice control demonic de peste ochii tăi. Focul Duhului Sfânt arde orice control demonic, orice sfoara diavolului prin care ochii tăi sunt îndreptați spre pornografie, spre curvie, spre femei, spre bărbați, spre persoane care nu sunt jebrodii artufera, haragradii artufera. Era crana ta la ravrodii artufera, ah, haragradii artufera, sos sau soție la artufera, numele lui Sus Hristos astăzi și acum, poți să fie liberat de pornografia ta. El arracana ta la ravrodi artufera. numele lui Isus, dacă Duhul de curvie a pus stăpânire pe inima ta, dacă nu-ți poți controla, era cradi artufera, simță mintele, dacă inima ta cade în plasa oricărei femei ușoare, dacă inima ta cade în plasa oricărui bărbat care stângește sufletul, în seara aceasta, Duhul Sfânt poate să pună control pe inima ta. Era ca la Ravra de Artufera Primești putere chiar în seara asta Să lupți cu curvia Cu prea curvia Cu patima sexuală Hristos te-a creat bărbat Hristos te-a creat femeie Și orice patima sexuală străină Poate să nimicească Zevro Artufera Să fie nimicită De sângele lui Isus Hristos Era ravra Artufera Chem, chem, Chem peste tine, arab rodiar Artufera, armonia felului în care Hristos te-a creat. Ghera la artufera Dacă tu bărbatule Jebro di artufera Ai permis în mintea ta o patimă sexuală Încă din copilărie Jebra di artufera Nu asta este identitatea ta O regara ta la rafra de artufera Îmi arată Duhul Sfânt Jebra carte la zara la di artufera Că sunt în sala asta trei persoane Care au identitatea captivă Sunt trei persoane Jebra data la rabra di artufera Care se luptă Se se luptă, se luptă cu gânduri Jebro Artufera ca o altă identitate și în seara asta mi-arată Duhul Sfânt că focul cade peste ei Jebra Artufera și eliberează era rararahana oh, Hanata la Ravra Artufera o Rebro Artufera acceptă eliberarea, acceptă identitatea pe care Hristos se a dat-o, în seara asta poți să pleci de aici liber cum n-ai fost niciodată, în seara asta primești libertate și de astăzi înainte nu mai trebuie să ascunzi, nu mai trebuie să te rușinezi, nu mai trebuie, Jebro brodi Artufera, să lupt singur, pentru că Hristos a luptat cu tine. Jechere ar de Artufera, e Haracra ar Isus se liberează, Isus se liberează, Jebro Artufera, era Haracra de Artufera, îmi descoperă Duhul Sfânt, că este în mijlocul nostru un bărbat care a fost abuzat sexual în copilărie și de atunci o traumă era Brody Artufera, a deschis o poartă demonică și de atunci Brody Artufera, identitatea lui este pervertită Jegredia talazara rana talara Brody Artufera Hristos te eliberează de trauma ta Hristos te eliberează de acest abuz sexual, Hristos șterge amintirea care te-a chinuit, Hristos șterge și îți redă demnitatea de bărbat, chiar la rara, ra ra artufera. Fie liberată numele lui Isus Hristos, fie liberat, fie liberată, pentru că din locul acesta Hristos vrea să ridice o mireasă virgină, jebrodi artufera. O, le ra ra Iată că Hristos poate să facă toate lucrurile noi. Iată că Hristos poate să redea ștebra diartufera, rara, ra radiofera, era la vreo diartufera.

roagă-te și cere eliberare, roagă-te și cere